Revenim, stimații telespectatori, cu partea a doua a emisiunii, al cărei invitat este Silviu Crângașu. O primă parte în care s-a dezvoltat puțin din problematica Asociației Județene de Fotbal și această perioadă total ambiguă și total incomodă în care se află Asociația din cauza acestui nenorocit de COVID. S-au dat și câteva idei, s-a vorbit și despre tot ceea ce au vorbit Silviu și președintele Burleanu și toți cei care au stat în jurul acestor proiecte. S-a ajuns la o concluzie, dar va trebui să se aștepte. Se așteaptă, dar vine vara. Vine vara, nu e bine îmi pare, vine vara să termină. Și probabil va trebui să așteptăm toamna. Și din toamnă... Următorul an competițional. Adică următorul an competițional, adică un an a murit. A murit un an, au murit mulți jucători. Să pierd generații? Generații și așa mai departe. Uite, de aproape trei sezoane și o dăm acum în partea a doua emisiunii și către echipa Fanion a municipiului Ploiești și a județului Prahova. Veolia, o companie de succes la nivel mondial, finanțează petrolul pentru o dorită promovare în eșalonul de elită. Da. Și cu ce bani face treaba asta? Țin minte doar că domnul Mihailovici a spus că petrolul are exact atâția bani cât are nevoie pentru a promova, spunea la începutul acestui sezon. Și totuși nu reușește să facă petrolul acest pas. Doar banii contează în fotbal, este întrebarea pentru tine. Nu. Nu? Nu, nu. Păi ăia care vor să facă ceva și n-au bani, spun că banii. Ăștia care au bani și nu reușesc să facă ceva... Păi vedem și la nivel național. Așa. Nu? Dar sunt două echipe care au, bine, mai multe, dar două care cochetează an de an cu titlul de campioană, da? Cine? CFR Cluj? CFR și Steaua. FCSB. Și FCSB. FCSB. Păi crezi că FCSB la câți bani are? Are bani cât îi trebuie. Nu-și dorește să câștige campionatul? Păi da, este impropriu spus, pentru că este foarte clar că din trei care se luptă acolo nu pot câștiga toate trei niciodată. Nu, dar să ai 4-5 ani care dai tot pe lângă. Tot pe lângă. Adică să admitem că tu asemuiești a ceea ce se întâmplă în momentul de față la... Nu, e vorba de bani. Asta zic. De bani, bani. Ce se mulți. Întâmplă la FCSB sunt bani, să se întâmplă și la petrol? E un business la nivelul ăla. E un business la Liga întâia. Da, e un business. La Liga a doua este un business? Eu spun că la nivelul Ligii a doua business nu poate fi numit. Este, pot să spun, ceva de între care se duce puțin spre profesionalism. E pasul care adică trebuie să-l faci. Adică este amatorism care urcă puțin către profesionalism. Exact, exact. Și aici mă gândesc la petrol. Dar cât de slabă poate să fie această serie dacă de la locul 1 la locul 13, parcă ce m-am uitat da, dimineață, este... toate echipele pot intra în play-off. Bun. Doar cu o ierlă. Sunt echipe, între alea, echipe care n-au după ce bea paharul ăsta cu apă. Între alea. Și știu foarte bine. Așa. Sunt echipe care, sunt echipe care, din punct de vedere financiar, stau mai bine decât echipele de divizia. Adică petrol. Da. Bun. Aici e meritul finanțatorului. Meritul finanțatorului. Ok. Să vezi un joc și să nu vezi determinarea aia dusă la sacrificiu pentru obținerea unui rezultat care să-ți asigure performanța, e dureros. Și nu-i primul an. Da, e chiar al treilea. Și nu-i primul an. Deci, eu nu consider finanțatorul vinovat cu absolut nimic. Absolut nimic. Cu absolut nimic. Dar totuși de la finanțator vine tot ce cade sub finanțator. Da? Adică președinte, antrenor, președinte la rândul lui cu mai multe arii, din punct de vedere, din punct de vedere financiar, material, cum vrei, infrastructură, tot, au asigurat toate condițiile.
toate așa. Condițiile, cantonamente, da, de totul. Așa, deplasări, cazări, da. Și așa mai departe. Eu cred că la partea de lot și... Hai, spune-ne una, uimește-ne. Nu, la partea de lot mă gândesc, așa? Pentru că la un moment dat s-a mers prea mult pe o arie, să spun, pestriță de achiziții. Străini, mulți, abundență, și care... Mă, frate, ăia n-aveau, pentru ei sufletul era banul. Așa. Nu, pentru noi sufletul petrolul, că despre petrolul așa. Vorbim. E, până când nu inoculezi sacrificiul ăla, devotamentul, nu poți să te duci să ceri o performanță. Dar cine să facă treaba asta? Toți. Care toți? Deci noi toți. Pentru că finanțatorul ăla poate că, nu știu, din o gradă, de unde, de neunde este... Pot să spun, nu păcălit sau... Nu... Nu are feeling-ul să depisteze. Mă, frate, ce trebuie să fac eu să creez un declic la echipa asta? În afară de geanta... În afară de bani. De geanta cu bani. În afară... Pentru că ăsta e. La noi, românii și toată lumea... Nu, interesul. Mi-am luat bani, am burtat plină, plec acasă. Mâine, ce-o fi, o fi. Așa e? Așa e? Noi de cât timp vorbim de petrol? De cât timp ne doare? De mici, de copii. Da? Sunt oameni care trăiesc pentru petrol. Uh-huh. Până nu există și nu intervine spiritul ăsta de sacrificiu, să spun, patriotism local. Hai să ne aducem, mai dau exemplu, pentru că pentru mine n-a fost un devotat, așa, eram... Și am fost colegi de echipă, Butufei. Nu uit, nu știa săracul, dar băga, ieșea cu capul bandajat. Bă, frate, la sacrificiu. Și nu numai. N-am vrut să dau alte... Silviu, vreau să spun doar atât. Cine să fie ca Petrică Butufei dacă cei care sunt veniți de afară... La petrol, în momentul de față, sunt 3 sau 4 jucători. Acum, în clipa asta, care sunt crescuți la Ploiești. Da. Cei care sunt veniți de afară, cunosc în proporție de 100%, atențiune, 100%, faptul că odată promovată echipa... A, nu o să mai fie. Păi și atunci ce fac? Ia spune-mi și mie de la UTA, că a promovat UTA sezonul trecut, da? Da. Spune-mi și mie, câți jucători de la UTA mai sunt în primii 11? Bine! Doi. Da, e bine și a venit și... N-am mai... Ce a venit? De vârful ăsta care a fost la Steaua. Măi, Silviu, da. Mă, crede-mă da. Ce spun. Bine, dar UTA nu uita că... Ăla nu-și dorește niciodată să promoveze. Asta este accepțiunea mea. UTA și-a dat seama. UTA și-a dat seama, da. Da, bun. O să vezi că nu se mai dea jucători de acolo. Man e de Arad. L-a luat, cum l-a luat. Nu, l-a luat cu bani. Stan de la Astra. E da. De la Arad. Da. Da. Petre, Adrian. Da, e Arădean. Sunt anumite deci, pepiniere acolo în zona... E, și noi am avut. Și noi am avut. Păi eu nu-l dau niciodată pe Velisar, că știu cum s-a dus la Buzău. Păi și Buzău își dă... Nu mă, secundă. Nini Popescu care plângea și cine era... Cine juca Silviu? Velisar sau Țicu? Păi stai puțin, că cum, cine tot juca? Acolo. Cine juca? Nu știu. Velisar era mai bătrân decât Țicu. Da, bine, că era cu vârsta. Da, și ce trebuie? Dacă am un jucător care e valoros... Unde să-l ducă? Să el juca doar stânga. Aici intervine antrenorul, trebuie să-l folosească, trebuie să-l reprofileze. Îmi folosesc tot ce am. Eu vorbesc... Cristi, când am început, îmi pare rău, am căutat, o să-ți aduc, o să-ți transmit lista, că petrolul ăsta care e acum, am făcut echipa la o bere. Mamă, dar asta ceva... Nu, echipa făcută la o bere. Cu Marinică în poartă, cu Nini Popescu, cu Georgian Păun. Și ea, când ne-am trezit că pot sunt martori, că, mă frate, suntem sub Țirei, am făcut două transferuri de la Puchea și cu Țăranu, de la Boldești, ca să nu luăm bătaie la Păulești. Da, când am plecat cu proiectul, am spus, dezvoltăm centru de copii și juniori. Foarte bine. Ne îndreptăm către tot ce este autohton, să aducem la prima echipă. Inclusiv de ce-i plecat afară. Bine, a venit Marinescu, a venit Arnăutu. Da? Bun, aici... Nu era Veolia. Nu. Nu. Nu, și era... Vindeau săracii suporterii mici.
bere. Deci ok. Umblam cu găleata. Da. Acolo a fost... Deci am imagini de la jocul de baraj. Da, domnule, când erau 18.000 de spectatori. Știu. Ceva care nu se va mai întâmpla pe stadion. Nu se va mai întâmpla, e adevărat. De ce, de ce am fost, sau n-am fost în stare să păstrăm atmosfera aia? Păi pentru că au venit meciurile alea grele după aia. Da, trebuia. Ai promovat la Liga 3. Trebuia să rămânem împreună, nu să ne ducem, să plecăm capul după unul și după altul, să mergem împreună, să stăm, să facem, adică să ne păstrăm familia. Și am cine? Au venit bani. Incredibil, au venit bani. Au venit bani. Bucurie. Da. Gata. Da, și ca la români. Și cum au început banii, ce s-a întâmplat? Știi ce s-a întâmplat? Au început unii pe posturi și au luat posturi de calde, frumos, elegant, da? Și au început să vină jucători. Bă, jucători, dacă te uitai după Instat sau dacă te vedeai după program. La câți bani s-au cheltuit, aveam echipă de cupele europene acum. Cred. La câți bani a asigurat finanțatorul până acum? Pe cuvânt. Și n-are satisfacția asta să vadă echipa. Nu, de vreo 4 ani, spun de 5 ani, spun de fundașul central, de Lică. Chiar el poate să confirme după un meci când era, l-a luat Vivi Răchită la Snagov. După un meci l-am oprit, a jucat chiar la Mogoșoaia, a avut meci, dacă nu mă înșel, cu o echipă din Slatina, din partea aia. Și zic, ia zi, tu ești de la voluntari? Da. Păi pe tine te-a dat la voluntar, te-a luat Vivi Răchită și te-a adus aici. Da. Și zic, cam ce ai de gând? Păi vreau să... Acum, după 4 ani, ai ajuns la Petrol. Dar mi-am spus de 4 ani. Păi, haide să folosim, că nu costă bani. Cine nu de mine. Sunt foarte mulți care merg în țară și văd jucători și... Haideți să vedem cum a făcut Petrolul înainte cu scouting-ul. Da? Era săracul dumneavoastră Camilo Prișan, pleca Costel Nicu Lazar, să spună și cu... Șoni. Păi nea Șoni, se ducea, venea cu fișă. Îi fă, uite, m-am văzut un copil bun. Nu mai au după imagini, după desene animate. Ce naiba vorbim? Deci asta e o greșeală. Păi, ce vine la scoate, ce e mai frumos? E, se photoshopează, arată și bine în echipament. Mm-hmm. Și când vine, joacă când vrea, când nu vrea. Și sunt cazuri, vedeți. Silviu, dar totuși când pleacă de la Petrolul, că pleacă la un moment dat. Vine în vară, pleacă în iarnă. Vine în iarnă, pleacă în vară. Când pleacă, sunt cele echipe, concurente, să zicem așa. Dar uite, acum... Joacă acum și te bat ei de regulă. Intri pe altă parte. Intri pe altă parte. Grozav. Leo. Unde e acum? La play-off. De ce a avut rezultat? Da, păi... Nu puteai să spui că nu e antrenor bun. Cine e înaintea ta acum, Stoican? De la Târgu. De ce n-are rezultat? De ce n-a avut rezultate? De ce n-a avut rezultate? Da, cu cine te omori acum? Cu Costel Ilie care s-a dus? Costel Enache care s-a dus? La Cluj. N-a avut rezultat? Păi ce? Ce? Păi asta, trebuie să vedem ce. Hai să vedem și din afară. Dar ce nu văd cei care finanțează? Care nu este? Știu dacă... Chiar așa să nu te doară borta nu când știu, dai niște bani? Nu, eu cred că e cineva care să zice nu mă duc să nu-l deranjez pe șeful. Aici, nu știu. Dar mă duc și spun, dom'le, iartă-mă. Ce părere aveți? Am văzut un jucător bun așa. Care poate rezolva. Crezi că deranjează pe cineva? În principiu nu, din mai multe atâta considerente. Timp, în primul rând trebuie să te primească. Asta e prima la mână. Nu știu. Nu știu care sunt. În a doua la mână, spune am om care este capabil, păi, am președinte. Nu, președintele nu trebuie să stea de scouting. Nu, dar președintele trebuie să primească acele fișe de evaluare, da? Și să spună, să dispună. Mergem să-l mai vedem? Nu mergem. E compatibil. Vedem ce e, care sunt condițiile contractuale, câți bani costă. Sunt analize care să fac și da, ne interesează sau nu. Dar... Am antrenor. Bun, păi hai să... Da, Doamne, mă închin cu amândouă mâinile. Hai să promovăm. Și cu lotul ăsta. Nu, la mine mai greu este acum, haide să ne clasăm între primele 6, să jucăm în play-off. E foarte greu. Mai ai două meciuri. Așa, singurul lucru de care o acuz. Nu se vede răutatea. Nu se vede dorința aia. Nu se vede sufletul și devotamentul de petrolist. Te rog frumos, spune-mi și mie că am ajuns la suflet de motanet și răutate.
Spune-mi o echipă din Liga a doua, care e acum, care are această răutate, suflet și devotat. Am fost la Călăraș. N-au ce mânca. Foame, a? Da. N-au bani. S-au dus și-au bătut la Ungure acum. Am fost, au făcut meci egal, 2-2, cu 6 jucători lipsă. Cu Ripensia Timișoara. Ripensia, o echipă... Care a condus cu 2-0? Mi-a plăcut, nu. Bă, da. Nu. Au condus la pauză Călărașul 1-0. 2-1 a condus Ripensia și a egalat... A, 2-0. 2-1 Ripensia, așa, da. Și a egalat atunci, în ultimele. Da, bun. Ripensia, echipă de talie, iată, alt lucru. Păi, dar nu vezi jucători sub 1,80 m. Și uite-te ce a făcut și lui Rapid, ce le-a făcut și lui. Bine, s-a întâmplat, acum nu știu ce e acolo, care cum stau cu bani. Dar vreau să spun, revin la Călăraș. S-au schimbat, nu știu, s-au avut probleme contractuale, le-a afectat bugetul pentru că au fost făcute niște contracte pe genunchi în care jucătorii au plecat fără niciun fel de clauză unilateral și clubul este obligat să plătească prevederile contractuale și sunt în criză financiară. Să duc să râzi. Cu Miloaga. Da, cu Miloaga. Și sunt în play-off. Aia sunt în play-off. O să-i vezi. Păi stai puțin că joacă cu Rapidul acum. Da, și ce? Îi bate pe Rapid? Păi altă echipă. Rapidul și Petrolul. Ca și noi. Nu, trebuie să jucăm în noi într-un neau de consolare. Cred. Deci Rapidul are cu ei și are cu Metalul Globus. Păi, am ajuns să ducă nu știu cine și alea Petrolul și Rapid să stea. Doare. Doare. Mai vorbesc și eu mai cu patimă, dar mă doare. Dar tu ce crezi? Așa, nu că ce vrei. Te-am întrebat clar. Ce crezi? Jucăm în play-off? Greu de tot de crezut. Greu de crezut? Da. Eu aș vrea să... Nu să uite la... Să vadă emisiunea, să... Nu știu dacă ai citit. Eu am citit că antrenorul secund al Parmei, ca să-și motiveze jucătorii, a pus pe DVD reacția și susținerea suporterilor. Eu cred că, nu știu, toți, dacă ar fi stadionul plin, ar fi stadionul plin la meciul cu Mioveni, duminică... să vadă, în primul rând, dorința suporterilor. Atașamentul suporterilor. A fost luată că nu au vrut suporterii. Și aici e o problemă. Pentru că îi mai și împinge puțin de la spate. Uh-huh. De aia te duce pe val. Mi-aduc aminte, eram copil și când Dumnezeu să-l ierte Nae Ionescu, o luam bandă dreaptă cu mingea, s-a ridicat toată tribuna a doua, odată cu el ce urca în atac. Nu se mai vede așa ceva. Da. Deci joci cu Mioveni duminică la 12:30. După ce joci cu Mioveni, te duci la Cluj. Care pe care? Care pe care? Adică Petrolul cu... poate să rămână și cu 4 puncte, adică cu un egal și cu o victorie, dar nu ți asigură participarea obligatoriu 100%. Obligatoriu victoria cu Mioveni. Victorie cu Mioveni în proporție de 100%. O echipă foarte incomodă în deplasare. Mai ales care i-ai făcut Pocinogu anul trecut și n-ai lăsat-o și pe ea să promoveze în prima ligă. I-am văzut. Au câștigat la Slatina, care Slatina iar o echipă... ai fost observator. Da. Creștere cu un antrenor ploieștean, Dinu Todoran. Ce pot să spun? Păi Dinu Todoran, păi Maldărășanu, păi Nae Ionescu. Nae Constantin. Scuze-mă, Nae Constantin. Nae Constantin, Florin Pârvu, nu-l pui pe răchită, nu-l pui pe... N-au... nu știu ce era, dacă era o inițiativă din partea clubului. Bă, băieți, sunteți la alte echipe, vacanță, na. Haide din tot sufletul pentru Petrol, că pe toți îi doare sufletul de Petrol. De ce nu mai e familia aia? Păi nu știu, tu spune-ne. Asta nu știu de unde e răutate sau știu eu. Poate ne-a tâmpit pandemia. Răutate? Nu, de la pandemie, cred. Dar acum stau să mă gândesc. Dacă finanțatorul acestei echipe nu gândește la fel ca tine, că și domnia sa este ploieștean. Nu știu, domnul Mihailoviș, cum are ce sfătuitori sau... Dar ar fi bine să facă lucrul ăsta. Ar fi bine. Da. Spune-mi, te rog, crezi că există președintele, dar și antrenorul care să-și poată asuma o promovare certă? Unde? Oriunde. Da.
Dar știi ce înseamnă să-și asume? Da. Adică să vină pur și simplu și să zică, nene, uite, eu nu-mi iau niciun ban dacă nu promovez echipa asta. Președintele și antrenorul, dacă își asumă... Pachetul ăsta. Să vină cu scris. Scris, da. 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 Și grafic. Crezi că există? De performanță. Crezi că există? Da, se poate. În urmă cu o săptămână, fostul președinte al Astrei, Marian Manea, spunea de pe locul tău de acolo că Petrolul Mon normal trebuie să câștige această serie, adică să intre în play-off și să câștige și play-off-ul de pe locul întâi și că domnia sa ar putea să gestioneze acest lucru stând acasă. Chiar stând acasă, fără să miște nimic. Nu pot. Și am întrebat cum se poate să întâmple treaba asta. Zice, în primul rând, Petrolul, și mi-a dat un exemplu pe Vali Balint, pe Valentin Balint, că nu are, Petrolul nu are un vârf de atac. Un vârf de atac. Și zic, pe ce să aduci un vârf de atac? Cum să mai aduc un vârf de atac dacă noi de 3 ani de zile căutăm un vârf de atac și nu mai avem vârf de atac? Când a fost bun Arnăutu? Când a plecat de la Petrolul către Chiajna sau când a venit de la Chiajna la Petrolul iară? Când a fost bun Fane Bărboianu? Când a plecat la Turii sau când l-a adus înapoi acum la Petrol? Nu vorbim de asta. Vorbim de, în primul rând, de ce se așa asumă. Nu, din fotoliu nu poți. Fără... Nu, a vrut să spună că ar avea această expertiză. Și că odată ajuns la cu 2 meciuri înainte de final, ar trebui să... Știi cum e aia? Când dai cu mâna și din ce punct de vedere vorbește domnul Manea? Din punctul de vedere al condițiilor asigurate. Pe care le are ca Petrolul. Ca și politică de lot, da. Nu poți să o faci de unul singur. Adică îți trebuie o echipă. Exact. O echipă. Și am vorbit. Scouting-ul și de, plecând de jos până sus. Eu mâine trebuie să-mi asigur de jos schimbul de mâine. De la copii și juniori. Da? Brăchită face un lucru foarte bun acum la CSM. Văd că vrea să așeze, să stratifice frumos secția de fotbal, da? Să devină academie, dar haide să lase și el puțin și să asigure baza sportivă, infrastructura. Mă refer ca teren, sunt prea multe echipe la într-un alt sau la Parc Vest. Da? Să ai casa ta. Iau acum la Telegen acolo, nu? Da, dar trebuie pusă la punct. Să aibă casa lui, să aibă făcut programul structurat și cred că printr-o un program și un proiect poate să-și asigure. Așa e și la Petrolul. Da, la ce a asigurat Veolia, jos pălăria. Petrolul nu poate, n-are timp pentru așa ceva. Nu, acum nu. Nu, este... cum? Acum se joacă cu pistolul la tâmplă. Ruleta rusească. Exact. Da. Păi da, așa am ajuns... Așa am ajuns. Păi trebuia... Asta... Păi frate, e vorba de locurile 1-6. Asta vorbesc de locul 1 direct. Asta trebuia să fie ultima postură în care te pui în baza unui grafic de performanță stabilit. Păi fă, mă, frate, un grafic de performanță și vezi, dacă am ajuns la jocul ăsta și nu mi-am luat numărul de puncte, ce trebuie să fac? Pentru că sunt tot felul de măsuri, tot felul de strategii pe care trebuie să le adopți. Ai perioada de transferări, ai, știu eu, sunt lucruri care se pot face, nu trebuie să le deschid eu capul. Că am făcut odată, dar... Nu te-am văzut niciodată la meciuri la Petrolul. Da, nu-ți place să vii la stadion? Stau mai retras. Adică mai la tine acasă, poate vrei să spui. Bine, acum în pandemie n-am fost decât la meciul cu Astra. Să văd la ce nivel se află, ținând cont că iar era un meci decisiv de performanță, în contextul în care la Cupa României toate echipele pleacă după aceeași linie de start. Da? Păi, nu spun că m-a sunat cineva, am martori. Ce, auzi, dacă nu adorm la televizor, sună-mă și pe mine când intră Petrolul în suprafața de pedeapsă. Să facă mișto de mine, că m-am dus la meci. Mhm. Și am văzut diferența. Ce facem acum cu lotul ăsta, dacă cu Astra s-a văzut diferență enormă? Ce facem cu lotul ăsta? Dacă jucăm cu UTA. Cu Dinamo? Nu, UTA. Cu UTA, așa zici tu. Așa, cu UTA. Cu Botoșani, cu, știu eu, a, cu Chindia, uite. Poftim. Uite, altă echipă care nu mai are pe nimeni. Nu are. Din aia care au promovat. Și umblă cu cortul. Și umblă cu cortul. Din teren în teren? Da.
În oraș, în oraș. Da. Deci asta trebuie să vadă jucătorii care sunt acum. Nu-i condamn, că știu ce e să fii în teren, că... dar trebuie să... ei de acolo să vină, din interior, dorința aia, să vină, să erupă. Nu vine, domnul Crângașu. Gata. Timpul alocat emisiunea la gata? Sfârșit. Da. Știu că ai mai fi vrut să mai, mai avem de vorbit, dar... Știu. Mai vorbim altă dată. Da, atunci, stimați spectatori, vreau să-i mulțumesc invitatului pentru prezență. Și o să-l mai chemăm pentru că mai sunt de dezbătut destule lucruri. Uite, de exemplu, n-am vorbit nimic despre Liga 3, n-am vorbit nimic despre... aș fi vrut să te întrebi despre echipa de fotbal a României, care va juca acel meci cu Macedonia, dar nu la Ploiești, ci la București, pentru că așa a vrut selecționerul. Și din cauze, din rațiuni legate de pandemie, așa cum ne-a fost explicat, care unii înțeleg lucrul ăsta, alții nu reușesc, pentru că atâta pot. Iar dumneavoastră, stimații telespectatori, să vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a Neconvenționalului. Seară bună! La revedere! Bună seara!